Stimați telespectatori, după cum poate că ați remarcat, cadrul în care ne găsim este legat într-un fel de una din invențiile majore ale celui care a intrat în istoria aeronauticii mondiale cu un nou tip de avion. E vorba de Henri Coandă. Ne găsim la Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida din Capitală și continuăm investigațiile noastre pentru emisiunea Pro Memoria, avându-l acum interlocutor pe domnul Nicu Dumitrache. Domnia sa este cel care ne va vorbi despre partea privitoare la aeronautică din prestația vastă, proteică, i-am putea spune, a lui Henri Coandă, domeniile în care dânsul și-a manifestat genialitatea și alegerea pentru diferite invenții tehnice care au rămas în patrimoniul național și universal este mai vast. În contextul acesta am să vă rog, domnule Dumitrache, în primul rând vă mulțumesc că ne-ați primit în incinta acestui sanctuar tehnic pe care poate multă lume va învăța să-l caute de acum încolo, întrucât este un muzeu cu multe repere care sunt efectiv unicate într-adevăr în privința tehnicii românești și nu numai. Și în același timp aș vrea să vă rog să abordați cum considerați dumneavoastră mai bine acest subiect care este destul de complex și larg și greu de abordat pentru cineva care nu e de specialitate cum sunt eu. Vă ascult pe dumneavoastră. Henri Coandă s-a ocupat încă din tinerețe de aeronautică. Era un spirit inventiv, un spirit cercetător, un pionier, cum se spune. A construit un avion care, la data respectivă, 1910, deci acum 104 ani. Da. A reprezentat o idee cu totul nouă la acea dată. Este vorba de sistemul de propulsie. Atunci avioanele erau propulsate de elice. El a propus un alt sistem. O turbină care era introdusă într-un ajutaj, într-un tub. Și turbina era, asta vreau să subliniez, că era antrenată turbina de un motor cu piston. Și ideea de a vârâ acest motor în turbine pentru ce turbină a fost? Pentru a spori puterea motorului? Nu pentru a mări puterea motorului, că puterea este aia care o livrează motorul, uh-huh, pentru a avea avionul un sistem de propulsie, să spun așa, performant. Uh-huh. În fond, de ce inventăm în permanență noi dispozitive? Pentru depășirea parametrilor anterioare. Exact, da. Ca să depășim, ca să facem un pas, chiar dacă pasul este milimetric, un pas înainte. Dar iertați-mă, v-aș întrebi o secundă, acum tot m-ați incitat cu ideea aceasta. Sistemul de aripi al avioanelor din epoca lui exista deja acest sistem biplan sau și aici a avut o contribuție? Existau biplanele și... Nu era o noutate. Da, nu era o noutate asta. Pentru că modelul Vlaicu, de exemplu, cu atâtea fire înșirate... Apropo de aripi, că m-ați întrebat tot și tot în domeniul aeronautic, el a venit cu un alt tip de aparat de zbor. Este vorba de aerodina lenticulară. Uh-huh. Deci, fără aripi, portanța se realiza prin efect Coandă. Efectul Coandă, care este tot o creație, o descoperire a lui. O descoperire a lui. În sensul că un flux, un curent, în momentul în care întâlnește un volet, curentul se lipește așa. Și deci este sistemul de propulsie al hai să spunem, farfurie zburătoare, ca să aerodina lenticulă. Da. Deci avea o serie de motoare care formau un curent, deci o vână de aer, da, evacuat înspre exterior și datorită formei curbate a voletului, se realiza aceasta și, deci, într-un fel, prin reacție, se realiza portanța. Suntem la Muzeul Aviației Române, suntem în sectorul din muzeu care este dedicat
unuia dintre cei mai importanți inventatori din această extraordinară aventură a omului de cucerire a tăriilor albastre. Astăzi ni se pare absolut banal să ne urcăm în avioane cu reacție care transportă 2, 3, 4, 5 până la 800 de pasageri cu motoare cu reacție în care o stewardesă frumoasă stând în picioare nu atinge diametrul acestui motor, unul din 4 sau câte sunt, și să avem această cale prin care la ore distanță, am spus, străbatem în porțiuni uriașe de suprafața globului, între continente, pe deasupra oceanelor sau între părți ale continentelor, ale uscatului. Stimată doamnă, am vorbit despre Aric Oandă în maniera aceasta, poate puțin bombastică, gazetărească. Aduceți-ne și cu picioarele pe pământ și spuneți-ne ce a însemnat de fapt extraordinara aventura spiritului acestui tânăr inginer, între altele, care a reușit să gândească un alt fel de a zbura. Henry Oandă, în octombrie 1910, prezenta aparatul la cel de-al doilea salon aeronautic internațional de la Paris. Aparatul a constituit o ciudățenie, o noutate în lumea aeronautică din acea perioadă. Mulți l-au privit cu multă neîncredere, ca și când ar fi fost o utopie. Se pornea de la avioanele cunoscute până la acea dată cu motor clasic și elice. A avut câteva elemente de noutate. Deci, în primul rând a fost turbina turbopropulsoare. Apoi a fost materialul din care erau construite planurile, respectiv un placaj special, apariția voleților pentru crearea portanței, iar la trenul de aterizare, amortizoare elastice. Și, practic, acest aparat a constituit atracția salonului. Gustave Eiffel i-a spus: bravo tinere, dar te-ai născut prea devreme, cu 20, poate chiar 30 de ani, prea devreme. Și dacă stăm și ne gândim că primele avioane cu reacție construite au fost realizate la sfârșitul anilor 40, atunci putem să ne gândim că Gustave Eiffel a avut dreptate. Da. Nu avea brevet de pilot. După ce s-a terminat salonul, a fost închis salonul la 16 decembrie 1910, pe câmpul de la Issy de Moulineaux, de lângă Paris, el încearcă rulajul avionului. Acesta se desprinde de la sol. El, nefiind pilot, încearcă să-l redreseze, nu reușește și atunci, în cădere, se distruge aparatul. Acum, aici, astea sunt, practic, amintirile lui despre această încercare. Eu mi-am scos aparatul ca să-l încerc. N-aveam deloc de gând să zbor cu el sau să mă plimb în aer. Vreau numai să văd cum răspunde la comenzi. Și când am ieșit, comenzile mele erau așa de moi încât nu puteam să fac nimic. Și am pus benzină, poate că am pus prea multă. Eram foarte nervos și mi-era și foarte frică. Și nu știam să zbor pentru că nimeni nu ne învăța. Trebuia să învățăm a zbura singur. N-aveam nici școală, nici pe nimeni. Și atunci am început să mă plimb.
am pus puțină benzină, poate că am pus prea multă. Și cum flacăra încălzea foarte mult, am oprit motor, am pus două plăci de mica, adevărat, care acoperau flacăra. Și iar am pus benzină. Și când am pornit din nou, spre marea mea mirare, flacăra nu mai urma primul traiect, ci venea spre mine. Ori aparatul fiind de lemn, mi-era foarte frică să nu ardă. Și atunci am început să reduc. În timpul ăsta, aparatul se mișca. Și mergea, dar eu nu mai mă ocupam de el, mă ocupam mai mult de arzătoarele și de reactor. Și încetul cu încetul, aparatul a luat viteză. Dar eu nu mi-am dat seama, am ajuns la sfârșit să pot să pun flacăra la loc în interiorul reactorului. Și când am ridicat capul, am văzut zidurile Parisului, că Parisul pe vremea aia avea niște ziduri jur împrejur. Am văzut zidurile Parisului venind spre mine cu așa mare viteză că mi-a fost și mai frică. Și am tras de comenzi, s-a ridicat aparatul, a alunecat pe aripă, am avut noroc că am putut stinge imediat reactoarele, totuși, nefiind legat cu o centură și neavând capotaj, am fost aruncat afară și în acel moment a luat aparatul foc și a ars complet. Am trebuit să repar cum am putut. Chestiune morală, pentru că chestiunea financiară era regulată, nu mai aveam de unde să mai iau parale și costă scump. După 1910, începând cu 1911, lucrează la uzinele Bristol, unde este inginer șef, dar acolo, cel puțin în primii ani, se întoarce la, practic, la construcția de avioane clasice, cu motor clasic, cu elice, și, dar oricum mult evoluate față de ce fusese până la acea perioadă. Henry Coandă, Henri Coandă după unii, românul Henry Coandă, cel care a avut un pionierat absolut fabulos în multe domenii în care invențiile sale, în care gândirea sa au revoluționat multe. Și îl rog pe domnul Donatoriu să continue. Henry Marie Coandă, sau cum a fost numit la școală, Coandă Henric, așa a fost până în momentul în care s-a înscris la facultate. În toate documentele că am este Coandă Henric. Și în fișa individuală de la armată, că a fost ofițer al armatei române în final. Deci s-a născut în 7 martie 1886 în București. Tatăl său, fiind ofițer de carieră, l-a înscris după, a făcut școala la Sfântul Sava și l-a trimis la liceul militar al cadrelor militare din armată. Unul la Craiova și unul la Iași. L-a trimis la Iași. A avut inclinații către mai toate domeniile. A vrut să cunoască tot ce îi apare în fața ochilor, să și le explice orice fenomen, orice cum se poate construi, din ce e construit, cum e construit, ce mașină a putut să facă așa ceva și așa, și așa mai departe. Când era în ultima clasă de liceu, au fost luată toată promoția și dusă la București, la școala de artilerie. Deci a vrut să-i scoată direct ofițeri artileriști din... Ea l-a scos ofițer de artilerie și trimis în Germania la un stagiu. Aflat în Germania, ia contact cu publicațiile de specialitate, cu periodicele și nu era axat direct pe aviație, dar tot ce era tehnică, reviste tehnice, cumpăra. Și nemții aveau din belșug. Se întoarce în țară,
este la terminarea stagiului este ridicat la gradul de sublocotenent și când a venit în țară, prin decret regal, îi se confirmă gradul. La 25 mai 1905 se înscrie la Academia Militară, secția tehnică din Berlin-Charlottenburg. E, aici deja abordează subiectul aeronautică și construiește o publicație germană spune că a fost construit în mărime naturală și experimentat și că ar fi dat ceva rezultate. Era un fel de avion cu două rotoare portante. Adică era un fel de avion care era cu decolare scurtă, există un desen care l-am publicat și eu în carte. În timpul liber se tot deplasa pe la Paris și începe să cunoască personalități în domeniul mecanic. Venind deodată tot așa la Paris, află că s-a înființat o școală de aeronautică, prima din lume. Se numea Ecole Superior de Aeronautică et Construction Mécanique. Și se înscrie la această facultate. Este al cincilea din 66 de absolvenți. În 1910 devine inginer de construcții aeronautice și mecanice. Îl cunoaște Paul Penlev, un om politic și pionier al aeronauticii, a fost pasionat. Acesta îl duce și îi face cunoștință cu Gustav Eiffel. Gustav Eiffel avea ateliere, avea construcții mecanice. Și Gustav Eiffel nu prea să te asculta puțin și după aceea spunea, bine, vedem, te contactez eu sau nu știu ce, îi făcea vânt ușor, așa și amabil. Dar zice că a fost primul om care a venit la mine și n-a solicitat nimic. A oferit tot. Și am constatat că avea niște idei extraordinare. Și nu se mai oprea din vorbit. Zice, și i-a preluat unele din idei, l-a ajutat, nu știu ce. Acest Paul Penlev i-a făcut cunoștință cu directorul căilor ferate. Gustav Eiffel i-a construit un dispozitiv și a făcut un dispozitiv pentru măsurarea forței portante și a rezistenței vântului la diverse profile de aripă. Pentru ca să poată face comparație, atenție, a făcut niște cilindri goi pe care a pus hârtie milimetrică și cu palpator care scrie și fiecare încercare a rămas pe diagramă. Făcea diagramă la fiecare. Diagrama pentru forța portantă și diagrama, încercarea numărul cu tare. Și atunci le putea compara. A montat dispozitivul pe un vagon în fața unei locomotive. Că locomotiva i-a fi făcut perturbație. Și așa totul era atacat, aer curat. Și era o cale ferată cam București-Ploiești, așa dreaptă, de vreo 70 de kilometri. Și noaptea, când nu era circulație, își făcea lumina acolo, i-a aducea de la bateriile locomotivei, că trebuia să aibă lămpi și că stă pe loc. Și a făcut diverse încercări. El a ales aripa formă de S. Asta i-a plăcut lui, pe asta a studiat-o. Deci toate aripile, că erau mai groase, mai subțiri, partea din față mai groasă, partea... Deci toate erau formă de S. A stabilit forma aripii și a încercat să mărească randamentul la tot. În primul rând, a conceput un propulsor care de fapt nu este decât altceva, ca așa a spus. Dom'le, eu, elicea, așa cum este ea proiectată și construită în momentul ăsta, are niște pierdere extraordinar de mari. Dacă motorul ar avea putere și ar fi ușor, raportul greutate-putere ar fi cât mai mare, atunci nu s-ar cunoaște. Pierderile ar fi neglijabile. Dar în momentul când n-ai motoare puternice, pierderile astea sunt foarte importante. Și atunci,
ca să le mișoreze, ce a făcut doamna, a intubat elicea. I-a schimbat forma, deci a făcut un rotor cu palete. Paletele sunt puse la un anumit unghi. Da? Ele rotindu-se în mediul fluid, au efect de a împinge aerul către spate. E, apare o presiune pe suprafața asta. Perfect. Care ce face? Împinge axul în față. Și axul ce face? Trage de avion. Bun. Tot această pală, această nervură, pe partea opusă, este curbată. Are formă aerodinamică. Ce se întâmplă? Când trece prin fileul, când trece aerul, că de fapt aerul vine din interior către exterior, când trece aerul pe aici, nu, acum nu mai discutăm de forța care apare pe fața asta, se întâmplă următorul fenomen, ca la aripă. Cele două fileuri care se despart trebuie să întâlnească aici. Aici, unde e suprafața mai lungă, distanța mai mare, presiunea scade pentru că îi crește viteza și aici presiunea crește și atunci apare forță portantă. Asta e toată invenția lui. Aparatul Quando 1910 l-a prezentat la salon. Diferea de tot ce era acolo, pentru că toate avioanele care erau acolo erau din nervuri, din longeroane și acoperite cu pânză. Al lui era acoperit cu placaj. Lăcuit. De ce? Ca să o pună rezistență cât mai mică. Nu avea hobanaje. Care și alea sârme o pun de rezistență la înaintare. Deci toată lumea a zis, domnule, zice, e ceva nou. Nu? Curiozitatea salonului, că a văzut și articolul din ziarul salonului. A vândut aparatul, înainte de închiderea expoziției, a fost solicitat să construiască Sania pentru Kirill, a construit-o, a fost testată, deci a funcționat propulsorul. Vă dați seama că dacă ar fi băgat foc acolo, cei doi pasageri ar fi fost prăjiți, chiar dacă nu expuzai flăcări prin zona asta. Plus că era construit din lemn, să văd cuiele. Cuie din alamă, că sunt galbene, alb deschise la culoare. Și l-a testat pe Sena înghețată, a funcționat, a dus vreo 8 popi, a făcut slujbă la lui și s-a dus la Saint Moritz. În 1911 are la Reims un concurs aeronautic și proiectează un alt aparat, complet metalic, absolut complet metalic, cu niște comenzi foarte ciudate. Primul avion cu amortizoare la tren, primul avion cu tren escamotabil. Problema era că trebuia să ia 3 persoane. Avion militar. Unul care să apere, defensivă, unul observator, făcea poze, nu știu ce, și pilotul. Și așa l-a construit, numai că pilotul a cam dat cu el de pământ și n-a mai putut participa la concurs. Dar era un primul bimotor din lume, avea două motoare rotative, cuplate, într-un diferențial și acționa elicea. El a pus o elice cu 4 pale pentru că era forță foarte mare, dar el a vrut să pună tot propulsorul, că primele există un brevet cu același aparat de zbor, dar cu propulsorul de la Quando 1910. Dar, mă rog, nu știu de ce nu l-a mai pus. Nu există explicație. Deci, în septembrie 1911, este contactat de capitanul Dickinson, sosit din Anglia, cu o ofertă de la firma engleză The British and Colonial Aeroplane Limited, din Filton, Bristol, respectiv al partorului Sir George White. Acceptă propunerea și în ianuarie 1912 se prezintă la firmă, unde are un mare succes, până deci din tot anul 1912, 13 și 14, o parte din anul 1914, a proiectat și s-au construit aparate de pe concepție ericoandă. I s-a spus, domne, propulsie cu elici intubate, chestia asta nu. Așa? Iar unele proiecte ale lui, prototipuri care n-au mai apucat să le testeze, au fost
testate după ce a plecat el. Ce se întâmplă? El era ofițer al armatei române și a primit ordin de mobilizare și a venit în Franța. Că de la francezi a primit, că francezii, ambasada română le-a dat-o francezilor. Că el era, mă rog, figura un pic detașat, ca să justifice, nu știi că era detașat în Franța. Și atunci francezii, bă, stai că pe ăsta nu trebuie să-l scăpăm. Și a făcut către ambasadă, a depus o hârtie prin ambasadă către ministerul ăla, pentru el și încă patru inși români, așa, să-i lase să-și facă stadiu acolo. Pentru că sunt angrenați în industria de război. Și l-a dat la o firmă cu pilotul ăla respectiv de încercare care i-a cumpărat aparatul și acolo a construit trei aparate. Unul pentru observație aeriană, deci un biplan pentru un singur loc, foarte mic, cu motor interior și cu elice propulsivă în spate, care normal trebuia să urce, să zboare și să... A zburat avionul, dar nu prea s-a încumetat nimeni să devină observator aerian, observator de artilerie, observator aerian de artilerie. După aceea a construit pe același principiu un biloc de bombardament cu două motoare, toate înglobate în fuselaj și cu două elicii pusher de împingere în spate. A fost testat, încercat, la ultimul zbor care l-a făcut, la unul din zboruri, a dat peste un buștean. Bușteanul ăla i-a rupt trenul, vă dați seama că așa, era de construcție geodezică. Adică tot fuselajul era din benzi. Idee preluată de englezi, construită avioanele Wellington, bombardiere care ne-au bombardat și pe noi în timpul celorlalte. Construcție geodezică. Este cea mai ușoară, cea mai rezistentă și cea mai greu de construit structură. S-au făcut, dar s-au renunțat pentru că sunt foarte costisitoare. Deci a fost construcție geodezică. Deci nu se deforma. Și ușor. După care a construit un bombardier bimotor, biplan, mare, care n-a mai apucat să fie folosit, că s-a terminat războiul. Deci după război e demobilizat, nu mai are treabă cu armata, el primește statul român mulțumiri pentru activitatea lui și din momentul ăsta, când cum să vă spun, el tot timpul s-a gândit la niște domenii care nu au legătură, nu se întrepătrund unele cu altele. S-a apucat de domeniul construcțiilor. A făcut niște construcții de locuințe multicelulare. Din niște structuri de rezistență din tablă fasonată, care pot ține greutăți enorme și sunt ultra ușoare. Construcții prefabricate din beton. A fost solicitat la sistematizarea Parisului de către primărie. A făcut propunere și zice că s-ar fi construit, nu știu, nu le-am identificat, în Dobrogea. A vrut să populeze Dobrogea, să facă oraș. Cu tot construcții de-astea multicelulare sau construcții din... Deci aveai prefabricate, veneai și montai casa. Deci a construit, a proiectat, dar a vrut să construiască francezii, dar nu s-a întâmplat. Un bloc, deci punea un rând de... E un bloc în formă de cruce. Deci un rând de apartamente puse așa și după aia lasă un apartament și începe rândul 2. Pac, pac. Mai lasă un apartament, începe rândul 3. Și la un moment dat se face o chestie de-asta enormă, dar plus că se țin unele pe altele, sunt supra-rezistente, sunt apartamente făcute prefabricate, pus întreg. Așa. Dar sunt fiind cu, adaptată cu multicelularele din construcții metalice. Au beton, dar au și structură metalică supra-ușoară. Și căile de acces în sus cu ce? Cu lifturi? Cu lifturi, cu... Da. Nu mai e. Antiseismici. A făcut, pentru că după război nu mai era oțel,
A făcut cisterne din beton pentru calea ferată și cările rutiere. Are brevetate, tot nu știu ce. Tot pe această, așa, a construit, a fabricat, are brevete, marmură artificială și gresie artificială. Foarte apreciate. Sunt armate cu lemn. Cu fibre de lemn. Armătură de fibră de lemn, nu vă mai spun. Este chestia, iar construcțiile multiceloare au fost și acum sunt niște chestii de viitor. Dar nu știu de ce, sunt alte interese pentru alte, să se vândă altele, așa. Foarte apreciat în toată lumea. Tot pe sistemul lui de construcții din beton au construit în Arabia Saudită un rezervor imens pe malul, construit pe malul mării, după care a săpat tot, l-a legat cu două vapoare, l-a tras și l-a scufundat. Care compartimente? L-a umplut cu apa scufundată și acum, și acum există. Stă petrol în el. Nu știu câte a construit exact. A abordat construcții, de, a proiectat, construit compresoare, motoare rotative cu explozie, rotative, turbosuflante pentru gaze naturale sau alte gaze. A inventat transport aerian pe cablu sau pe șină. Între timp, în anii 30, a descoperit efectul coandă, care e efectul care îi poartă numele, devierea unui jet de fluid în alt fluid în contact cu o suprafață curbă. Tot pe aerodinamică se bazează, dar pe acest principiu s-au construit ejectoare, amortizoare de zgomot, silence-uri sau depresoare, cum se mai numesc, și amortizoare pentru arme, pentru artilerie. În România există un amortizor de zgomot construit la una din termocentrale. Nu se aude, domnule. Nimic. Dar n-au făcut altele decât acolo. L-a experimentat când a fost el și atâta tot. Transportul prin conducte. Ce vedeți la bănci, că pun bani în trândă asta și plec. Mă rog, acolo e cu depresiune sau el a făcut și cu lichid și cu aer și cu tot ce vreți. În aeronautică, efectul coandă este folosit extraordinar. Țin să vă spun că există un monument al eroilor din primul război mondial la Galata, lângă Iași, în care monumentul este proiectat de coandă și care arată extraordinar. Nu e sobru, este nemaipomenit. E pictat interior și jos e osoar sub el. Coandă a fost un savant în adevăratul sens al cuvântului. A făcut cercetare fundamentală. Chiar a avut o firmă, Sfericoandă, care era pentru exploatarea invențiilor. Deci vindea licențe, s-a ocupat de ameliorarea solului, de purificarea apei, prin desalinizare, demineralizare și tot ce vreți. Amenajarea solului la americani, la egipteni, la în Nigeria. Deci cu efect, despre culturi, n-am apucat să citesc tot. Deci, n-am apucat să mă informez de tot, dar sunt domenii care... Enciclopedic. La noi, da, la noi în țară ne-au adus acele instalații de foraj cu inele pe efect coandă care dirijează lancia sau cum se numește, de ajunge la 6.000 de metri, în drept. Este înmormântat în cavoul familiei, tot în cimitirul Belu din București. Sunt toți trei acolo, se întâlnesc și vorbesc încă împreună. Și despre zboruri. De coandă, dacă de ceilalți nu prea s-a auzit în toată lumea, dar de coandă, da. Când am lansat cartea și a fost expoziția la, în 1910, în 2010, la Bruxelles, la Parlamentul European, au venit austrieci, nemți, de la noi, din parlamentari, n-au venit decât patru. Dar au venit restul, da. Tot a fost anunțat în plen. Și au spus, domnule, eu că am făcut expoziție. Domnule, eu n-am știut că a avut atâta activitate, domnule, deci eu nu știam decât de efectul coandă. Asta am învățat la facultate. Avem acolo o turbină care funcționează prin efect coandă. Înțeles. El a avut o serie de sisteme de evacuare a aerului, de exemplu, în hale foarte mari.
fără ventilatoare, ci prin efect coandă, fără piese în mișcare. Dar ca idee a reprezentat o idee revoluționară care ulterior a fost reluată, dar în altă formă. Deci în Heinkel prin 1945, deci în Germania, vorbim de același Heinkel, patronul aviației de avioane, anumite... Heinkel, da, așa, în Germania. Faimoasele avioane în Germania, Heinkel. Așa. Dar acel avion, deci a fost construit, dar n-a fost niciodată, să spunem așa, utilizat în exploatare, era avion militar, dar avionul care a fost chiar utilizat chiar în lupte aeriene a fost Messerschmitt 243. Cel din 42. Da. Când deci construit prototip în 42, 43. Da, deci pentru prima dată ideea, da, ideea da. Cum se cheamă? A fost reluată, a fost, deci n-a fost o idee din asta moartă, așa cum se nasc milioane de idei care n-au nicio, cum deci să spune, trei, o, deci, deci n-a fost o fundătură, asta vreau să spun. Deci ideea a fost că faptul că acest propulsor, deci n-a mai fost elice, a fost o turbină. Da. O turbină, așa cum este la, cum, la, la toate avioanele, la turboreactoare, atenție. Da, că, da, o turbină și, deci nu era în exterior avion cum este elicea, ci era întubată. Turbina aspira aer și arunca aer înspre motor. Exterior, înspre exterior. Deci fenomenul de reacție se realiza prin acest aer întubat. Aruncat cu putere în spate. În spate, da. Deci, propulsa prin motorul, dar, fiind un motor clasic. Spre exemplu, cum sunt avioanele astea moderne, care, da, mă rog, chiar dacă sunt, dar majoritatea ce evacuează prin partea din spate este aer până la urmă, știți? Da. Combustibilul este prin ardere nu face decât să antreneze turbina propriu-zisă, care turbina are o putere mare de absorbție, un ventilator. Da. Deci marea cantitate ce se evacuează, deci produce, da, efectul acesta de reacție, până la urmă este aer în mare parte. Un și la, chiar la avioanele, da, da, actuale, moderne. Nu trebuie să admirăm o mașină, un automobil sau un aeroplan sau așa ceva. Adevărul adevărat, trebuie să admirăm creierul care a fost capabil să-l creeze, să-l facă. E, acest creier, ce numim noi materia cenușie, este în mare cantitate în țară și lipsește în țările celelalte. Și atunci mă întreb dacă n-am putea să considerăm această materie cenușie, adică gândirea românească, așa fel încât ceilalți servicii să ne ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, iar nu noi să plătim la alții transformările ideilor românești. Când am avut un om cum a fost Daniel Opol sau un om cum a fost Marinescu, Gheorghe Marinescu, care au creat știința neurologică, această creare a acestor oameni a trecut cam puțin cunoscută. Și vezi în spitalele franceze și în străinătate, vezi locașul care poartă numele de Babeș și Marinescu și astea tot. Și noi abia... Tineretul abia știe cine sunt. E, aș vrea ca să fac un soi de centru al gândirii românești în toate branșele, deoarece am vorbit de creier. Că este artist, că este pictor, că este sculptor sau muzicant sau inginer, toți ăștia sunt poeți. Că ce este o poezie? Ea concepe ceva abstract și îl face concret pentru alții. Inginerul face același lucru. Lucrarea creierului este pe același nivel pentru toate artele. Fie că este inginerească, fie că este sculptură sau muzică, fie oricum cinematograful militar. Ce ne-ați mai putea spune despre alte componente care, chiar dacă nu țin neapărat de aviație, fac din Annie Coandă o personalitate cert mondială? În domeniul construcțiilor a proiectat o clădire rezistentă la seisme, apropo de zona în care ne găsim noi. Zona în care ne găsim. În Golful Persic a construit mai multe rezervoare oceanice.
Deci le-a și construit. Chiar au funcționat acele rezervoare. Extraordinar. De petrol. Rezervoare de petrol. Da, da. În imersie, sub nivelul... Da, pe fundul mării. Pe fundul mării, pentru că acolo știți că se exploatează prin platformele astea de foraj marin. Da. Și economia se face în sensul că petrolul este foarte stocat. Și apoi urcat în tancuri petroliere și exportat. În funcție de necesitățile, de cum compania cum vrea să o vândă, să o păstreze. Sau pe bun, și care era avantajul față de cele care erau la sol? Acum mai unde era? Că de obicei apa de mare e corozivă, strică. Ce se întâmplă? Eu acum nu știu dacă, adică și materialul se pare că era o fabricare din beton. Un alt domeniu, în cristalografie. Deci el a arătat, referitor la cristale de gheață, a demonstrat că gheața, apa, în momentul în care îngheață, cristalul are o formă specifică zonei de unde se realizează. Da, ideea este mult mai largă și ulterior, dacă am făcut legătura... Zona geografică, vă referiți? Zona geografică, da. Adică în România cristalul de apă, de gheață, zăpada, are o anumită formă, în Canada are o altă, are cu tot o altă formă. Și a arătat și a demonstrat acest lucru. Dependent de ce? De gravitație? De latitudine? Dependent de foarte multe lucruri. Formidabil. Deci, în primul rând, sunt radiațiile astea telurice, adică ce ne marchează și pe noi, radiațiile electromagnetice. Da. Adică, câmpul magnetic terestru are o anumită, configurație în fiecare loc de pe Pământ. Sigur. Deci este cu totul. Și bun, ca intensitate eu vă întreb ca... mercantil, să spunem. Așa. A descoperit acest lucru. Ce aplicație putea să aibă așa ceva? Avea vreo finalitate practică? Aplicație, poate că nu imediată, dar... Ar putea folosi la ceva? Ar putea folosi la o altă, la o idee care, mă rog, care și persista și care persistă și acum, că fiecare popor, fiecare om este puternic marcat de locul unde se naște. Adică, lucrul ăsta nu influențează numai cristalul de gheață, influențează și, să spunem, ADN-ul, influențează și multe alte componente ale vieții. Până la urmă, apa, să știți că este o componentă esențială a vieții. Fără apă nu. Chiar și dacă ne gândim procentual. Înseamnă că există o structură a apei, a moleculei de apă, dependentă de locul în care se formează. Și atunci și celula vie în care se găsește, în celula vie 70-80% este apă. Și atunci și celula vie este marcată, este impregnată, are amprentată. Cu o anumită, cu o anumită, să spunem, un anumit brevet, adică cu anumită... Deschide o perspectivă absolut uimitoare. Doamnelor și domnilor, avem posibilitatea să vă arătăm un exponat care poate pentru mulți dintre dumneavoastră constituie o premieră absolut uimitoare, ceea ce se întâmplă și pentru că e mai puțin cunoscută această componentă a personalității vaste a savantului intrat în conștiința lumii drept unul dintre pionierii și părinții aviației mondiale. E vorba de Henri Coandă. Am să o rog pe doamna Zanfir, muzeograf în interiorul muzeului, care este interlocutorul meu în aceste clipe, să ne spună despre ce este vorba. Este vorba despre o sculptură în bronz realizată de către Henri Coandă în anul 1906, poartă denumirea Prometeul lănțuit și puține persoane cunosc această înclinație artistică a savantului Henri Coandă și anume faptul că în 1909 a fost elev la Paris în atelierul lui Auguste Rodin alături de faimosul sculptor Constantin Brâncuș. Este absolut uimitor, adică să te gândești că au fost colegi la masa cu lut și la cioplitul în piatră, sub mâna de profesor al lui Auguste Rodin, acești doi oameni care vor avea două cariere absolut unice, tulburătoare și de mare performanță. Constantin Brâncuș pe drumul acesta de extraordinară densitate care l-a propulsat la statutul de, într-un fel, părinte al sculpturii moderne planetare,
iar Henri Coandă, colegul său de, să spunem, de naționalitate română și colegul său de atelier, care va deveni, prin invențiile sale, una din cele mai strălucite minți ale tehnologiei și în domeniul aviației și în alte domenii. Am putea să discutăm și de alte componente, am zice, artistice? Da, în 1911 a murit fiica sa Monique, și, mă rog, tulburat de acest eveniment din viața domniei sale, a realizat un crucifix pentru mormântul respectiv. Mă rog, nu au permis autoritățile să monteze, să asambleze acest crucifix și atunci l-a dus la o biserică în apropiere de Poitiers, tot în Franța. Unde se găsește? Unde se găsește încă. Încă. Deci iată o componentă, e adevărat, cu o sorginte tragică, acest crucifix realizat pentru comemorarea morții fiicei sale, dar zic o componentă care e legată de viața nemijlocită artistică pe care nu și-ar putut-o închipui multă lume referitor la Henri Coandă, da. Intrat în patrimoniul și conștiința universală drept o personalitate tehnică prin excelență. Adică întotdeauna inginer. Când discutăm despre ingineri, tehnică, adică totul trebuie să fie drept, vertical. Radic. Adică... E bine, păstrând defectul Coandă care e curbat. Da. Ce ne mai puteți spune despre Henri Coandă din ce știți dumneavoastră în structură? Henri Coandă, deci în 1923 a inventat un... să zicem așa, betonul lemn, deci, care a fost folosită pentru construcții, în special în decorațiuni, iar arhitectul Berindei a luat această invenție, acest material pe care l-a folosit în decorațiunile Palatului Culturii din Iași pentru a decora palatul. Asta înseamnă că, practic, în loc să fie beton armat cu metal, era beton, adică structura era din lemn. Din lemn. Un lemn care era bine tratat, nu putrezea, nu se strica și, în același timp, constituia o structură foarte rezistentă. Mă rog, să zicem așa, ca și modelaj, adică pentru se că permitea poate mai mult decât metal. Era mult mai maleabil, ca să spun așa. Dovadă că Palatul Culturii din Iași este la aproape 90 de ani de existență, e în... Bine, chiar mersi. A fost, nu știu dacă s-a terminat restaurarea lui, da, recentă. Dar, și cum s-au comportat structurile lui Coandă? Foarte bine, foarte, foarte bine, mai ales că în spatele Palatului Culturii, o societate, au făcut fântâni arteziene, deci o serie întreagă de, să zicem, cercetări, studii pentru fezabilitate, pentru că sunt niște fântâni arteziene, adică și totuși să... Au rezistat. Acolo, deci, fiind vorba de multă apă. Absolut. Da. Interesant ce ne-a spus și dacă mai aveți alte componente privitoare la activitatea lui Henri Coandă, vă rog să le spuneți. Activitatea savantului Henri Coandă, concretizată în 250 de brevete de invenție, se poate concretiza în câteva minute de discuție. Eu am cunoscut bine pe Henri Coandă, eram prieten cu fata lui, Ileana, și în felul ăsta am avut legături foarte strânse. L-am cunoscut la Paris, în apartamentul lui pe care l-avea lângă Palatul Luxembourg. L-am cunoscut aici, în București, când a venit. A venit și la mine în casă, l-am plimbat și cu mașina mea, i-am îngrijit nevasta care făcusese un accident vascular cerebral foarte urât și am avut o legătură destul de strânsă cu el. Henri Coandă, pe deosebire de alt savant, nu era un om distant, nu era un om rece, era un om foarte cald, vorbăreț, povestea mult, exuberant câteodată și inventa, adică mai înflora realitățile istorice în așa fel încât să le facă mai pitorești. Era plin de haz, avea tot felul de glume, deci era un om agreabil, un om de salon, un om plăcut. Un om care, deși a fost extrem de inteligent, deși a avut o activitate inventivă extraordinară pe care a
exercitat-o într-un mod extrem de interesant. N-aveți decât să deschideți internetul și să vedeți pe Wikipedia ce scrie. Dar n-a fost un om capabil să-și administreze propriul lui avere. El a avut la un moment dat o avere foarte mare și a cumpărat chiar un castel în Franța, un castel medieval în Franța, în sudul Franței, pe care porba l-a vândut unor călugărițe carmelite și la plecare le-a făcut cadou, într-adevăr, o cruce foarte frumoasă pe care o acolo, în această mănăstire. Așa că, de unde putea să fie un om foarte bogat, a fost un om cu o avere destul de modestă, fiindcă s-a lăsat exploatat de către mari rechini ai industriei aeronautice și în special de compania asta Bristol din Anglia, care l-a avut angajat, a profitat foarte mult de pe urma invențiilor lui, fiindcă el a avut niște perfecționări, a avut niște tipuri de avioane, avioanele Quandt Bristol, le-a făcut foarte multe servicii, dar din care el n-a profitat foarte mult. Chiar și după marea lui invenție, avionul fără de elice, inventivitatea lui a fost pe foarte multe domenii. N-a fost numai în domeniul aviației. Sigur, aviația a fost pasiunea lui. El chiar a început cu studiile acelea asupra profilului a aripilor, studiul acela l-a dus la niște studii asupra fenomenului de depunere de gheață pe aripi, care este una din marile probleme ale aviației, pentru că chiar și avioanele moderne, când se îngheață aripile, au probleme. Asta l-a dus la studiul zăpezii și de aici avea și niște concluzii uneori fanteziste. Deci nu mi-aduc aminte că spunea, deci am studiat fulgii de zăpadă. Fulgii de zăpadă sunt cristale cu 6 hexagonale. Și spunea și cu forme foarte diferite după regiunile geografice. Deci, dar forma stelelor acestora în România este identică cu cea din Franța. Și pe urmă spunea, asta înseamnă că există asemănare între apa din România și apa din Franța. Și cum 80% din corpul omului e făcut din apă, iată de ce se explică francofilia noastră. Erau glumele lui. Dar a făcut studii din domeniul ăsta. A făcut acele studii remarcabile. Vedeți că n-a fost numai un savant aplicativ de tip Edison. Și a avut și formulări teoretice, cum a fost efectul Quandt, care explică de ce un fluid, când trece pe lângă o suprafață, se lipește de suprafața respectivă. De el, ca să glumească, mi-a zice, a, eu mi-am dat seama de acest lucru ca și Arhimede în baie. Când, într-adevăr, când ai degetul ud, apa curge, dar nu curge din vârful degetului în jos. Se prelinge pe lângă el și curge mai departe. Această prelingere era efectul Quandt, pe care l-a dezvoltat pe urmă și l-a prezentat inginerește, care o parte o contribuție de mecanică teoretică. El a fost atras de trenuri foarte mult. A avut ideea trenului aerodinamic. A vrut să facă tren, metrou pe pernă de aer. S-a ocupat de vehicule pe zăpadă cu tracțiune, cu turboreactoare. Vedeți, o imaginație foarte vastă. De altfel și în conversația lui avea o imaginație foarte vastă. Și mi-aduc aminte, a fost odată o zi a aviației la Paris, în care pe toate străzile Parisului erau mongolfiere puse și în vitrinele magazinelor erau diferite prototipuri de avioane. Și pe Rue Royale, aceea care duce de la Place de la Concorde la Madeleine, într-o vitrină mare, era expus avionul lui Quandt, acela fără elice. Și există și un afiș de promoțiune în care este desenat avionul și spune, scrie deasupra Quandt și spune o nouă generație de avioane fără elice. El a fost angajat consultant când s-a făcut Caravelle. Caravelle, care a fost primul avion, într-adevăr, cu reacție de tip comercial, care a schimbat aeronautica civilă și militară în epoca noastră. Și a luat parte la acest, dar iarăși, cred că n-a luat prea mulți bani de la povestea aceasta, dar i-a consultat. Fiindcă și acolo erau, el făcuse un avion cu două motoare care funcționau în spate.
nu erau puse în față cum erau puse avioanele cu elice obișnuite. Și de la această idee s-a pornit și construirea caravelului, care avea, deci avea două contribuții la caravel, așezarea avioanelor în spate și motorul cu reacție. Deci, sunt lucruri extrem de interesante. Pe urmă, a avut și un spirit de aventurier. Îmi povestea cum a luat, cum a plecat cu mașina de la Isfahan, s-a dus la Teheran, de la Teheran s-a dus în Tibet, în Tibet s-a întors până în Rusia și până s-a dus până la Paris cu mașina. Astea sunt performante care nu mai sunt ale unui inginer, ci sunt ale unui om cu fantezie foarte bogată, cu un spirit de aventură. Este un personaj unic, da, și era și interesant și vorbea frumos, vorbea și românește și franțuzește foarte frumos, englezește, fiindcă a lucrat foarte mult în Anglia. E o persoană complex. Dar partea cea mai amuzantă era un om vesel, un om bine dispus. Mă întrebau americanii cum am finanțat primul avion cu reacție. Și atunci le-am răspuns, l-am finanțat, am început să scriu. A, zice, mi-au spus ei, zice, dumneavoastră sunteți scriitor? Zic, nu, scrieam tatălui meu. Așa că dacă n-a fost el, familia mea, care s-a ruinat, bineînțeles, dar fine am putut face acest prim avion cu reacție. Am făcut nu numai reactor întreg, l-am desenat și fabricat, a trebuit să fac întregul sistem de avion, că nu știam nimeni cum se face un avion. Aveam un prieten care îl chema Blériot, care făcea și el farul de automobile și făcea și un avion, dar pentru mine fabricațiunea aceasta, primul avion, a fost un punct de vedere financiar, un dezastru. Din punct de vedere tehnic a fost extrem de interesant, pentru că numai prin el mi-am dat seama de ceea ce se numește astăzi efectul quantum.